Internetul este un loc foarte frumos, cu multe lucruri distractive de făcut. Vorbești cu prietenii, găsești jocuri ca să bați recorduri, te uiți la filmulețe, asculți melodiile care îți plac. Și câte și mai câte, internetul e ca un sac cu jucării care nu se mai termină. Totul pare distractiv pe internet, dar nu totul e o joacă. Trebuie să fim atenți ca să ne putem feri de pericole. Hai să deschidem micul manual de siguranță pe internet și să aflăm ce e bine de făcut aici. Prima dată învățăm despre oamenii pe care îi poți întâlni pe computer. Nu poți fi sigur dacă cel cu care vorbești este exact așa cum se descrie. Iată de ce trebuie să ai mare grijă când cunoști oameni noi prin rețelele de socializare, pe chat sau pe alte site-uri. Unii pot fi rău intenționați. Nu este bine să dai unui străin numele tău, adresa, numărul de telefon sau vreo parolă și nici să-i trimiți poze cu tine. Știu că îți place să faci fotografii, dar mare grijă! Nu publica poze pe care n-ai putea să le arăți părinților sau buneilor. Nu stabili întâlniri cu persoanele pe care le-ai cunoscut pe rețele, fără ca părinții să știe. În general, dacă îți faci prieteni pe internet, e bine să le povestești părinților tăi, așa cum le povestești despre cei din viața reală. Când ești pe site-uri de socializare sau pe bloguri, nu spune prea multe lucruri despre tine. Pe internet, multă lume poate să vadă ce scrii. Fii atent! Dacă cineva vorbește urât cu tine sau face să-ți fie frică, trebuie neapărat să chemi un părinte sau un adult pe care îl cunoști. Te vor înțelege și te vor ajuta. Ei, cum e până acum? Învățăm lucruri noi? Atunci, hai să trecem la următorul capitol. Nu doar de oameni necunoscuți trebuie să te ferești pe internet, ci și de virus. De aceea, nu trebuie să instalezi tot ce ți apare pe ecran înainte să știi exact despre ce este vorba. Nu este bine să dai click pe orice link pe care îl primești pe chat sau pe o rețea de socializare, mai ales dacă nu știi exact despre ce este vorba sau unde te poate duce. În plus, nu deschide nici atașamente pe mail sau poze de la oameni pe care nu-i cunoști. O idee bună este să fii întotdeauna sigur înainte să dai click pe ceva. Dacă pe un site scrie că nu trebuie să intri pentru că ai vârsta prea mică, ascultă-l! Unele site-uri nu sunt decât pentru adulți și, dacă intri, poți vedea lucruri pe care nu le înțelegi sau care te sperie. Este mai bine să aștepți până mai crești. Crede-ne! Până atunci, distrează-te, joacă-te și învață cât mai multe lucruri frumoase pe internet. Dar ai grijă! Fii în siguranță!